Bună ziua, domnule Negoiță, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Suntem în fața unei campanii naționale de conștientizare și colectare a DE-urilor din sectorul public-privat. Iată că este o campanie care se adresează cumva instituțiilor, mediului de business, corect ce spun? Este foarte corect. Aș preciza că este vorba de o premieră națională. Suntem primii care pornim uh, o campanie de acest gen la nivel național și care se adresează. Instituțiilor publice de tot felul, organizațiilor non-profit și, bineînțeles, companiilor, corporațiilor de orice fel. Am pornit această campanie din ideea foarte clară că în aceste instituții, în aceste organizații, există deșeuri electrice și electronice care pot fi predate de către cei care le dețin și preluate de noi, și ecotic, și respectiv recolam, spre binele tuturor, aș spune. Adică, pe de o parte, spre binele celor care nu mai au ce face cu aceste deșeuri și pe care le mai depozitează într-un loc sau altul, de ce nu în subsoluri, în poduri sau în alte locuri mai puțin frecventate, și, pe de altă parte, spre binele nostru și al economiei naționale, aș spune, cu un titlu generic, pentru că aceste. Echipamente odată casate au o destinație foarte sigură, și de ce nu obligatorie, conform legislației în vigoare. Este vorba de colectarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice, pe scurt DE. Deșeuri care trebuie să ajungă în puncte de colectare selectivă și, de ce nu, în ultima instanță, la reciclatori. Pentru ca ele, în ultima fază să fie tratate și unele componente Revalorificate, revalorificate, asta e terminul să spunem clasic. Deci este un demers, dacă vreți, atât din punct de vedere ecologic important, dar deopotrivă și din punct de vedere al priorității economice, acela de a revalorifica resurse materiale din ce în ce mai scumpe, pentru că sunt din ce în ce mai rare. Vorbim despre revalorificare, și numele campaniei este Transformatorul. Transformatorul, da. A fost o idee, să spunem, care a venit dinspre agenția care a făcut creația acestui concept, acestui proiect. Redă, să zicem, această realitate, adică transformarea deșeurilor în resurse economice, importante pentru viitoarele procese de producție, de ce nu și transformarea la nivel, să spunem, de soft, la nivel de portal, este vorba de un portal denumit transformatorul.com, cei care vor... Uh, uh, Accesa acest portal și vor avea la dispoziție, evident, și deșeuri electrice și electronice, o pot face, se pot înscrie și puțin mai departe vor ajunge să fie în posesia unor credite pe măsura predării, pe măsura kilogramelor, să spunem mai corect și mai concret, pe măsura kilogramelor predate. Altfel zis se acumulează un număr de credite care se transformă ulterior în, să spunem într într-o valoare care se poate cu care se poate achiziționa în ghilimele, nu? Un echipament sau altul care se găsește pe vitrina noastră transformatorul.ro Deci această vitrină, să spunem, este accesibilă de acum tuturor celor care doresc să o viziteze să știe la ce pot să aspire, de ce nu, și evident toată campania se va termina și cu o tombolă cu premii pentru a recompensa eventual, nu, pe cei mai buni dintre cei mai buni. Spuneți-mi, Transformatorul, credeți că va reuși să ne facă, să ne schimbăm mentalitatea? în ceea ce scopul, privește deșeurile? Scopul inițial acesta este, până la urmă. Dincolo de cantitățile anticipate. Noi am avut un proiect pilot anul trecut de, de timp de aproape 3 luni și care ne-a dat speranțe și tocmai de asta am reeditat pe o scară mult mai largă în acest an uh, uh, proiectul de anul trecut. Uh, am plecat de la ideea că uh, avem obligația de a contura noi mentalități în țara noastră. Uh, vedem cu toții că, pe de o parte, criza, pe de altă parte, mentalitățile care s-au întipărit de-a lungul anilor uh, și care ne deosebesc de alte nații, unde orice echipament vechi este predat aproape automat unui punct de colectare sau unei. Așa numite campanii de debarasare, care există de altfel și în alte țări dezvoltate, nimeni nu stă cu vechiturile în casă. Cam asta e mesajul pe care sigur îl putem, îl putem transmite. Deci, având în vedere practicile existente, mai ales în vestul Europei, și practicile de la noi, unde oamenii stau uh, cu două trei echipamente vechi în casă, frigider, vechi uh, uh, aspirator sau aspiratoare, vechi uh, aparate de radio mașini de spălat și altele și altele, în condiții în care se împiedică de ele prin casă sau prin uh, să zicem gospodărie. curte, uh, una la mână și doi, uh, nu conștientizează importanța confortului. Propriu, de ce nu, dar și importanța respectării legii, pentru că legislația în sine prevede această predare către colectori autorizați, să spunem, a deșeurilor electrice și electronice. Devine, sigur, și o prioritate economică și directiva europeană care urmează să fie noua directivă europeană în domeniul deșeurilor electrice și electronice, care urmează să fie trecută prin Parlamentul European la începutul anului 2012, pune accent cu precădere asupra acestei componente economice care, să spunem, depășește ca importanță componenta mediu, componenta verde. Una dintre, unul dintre aturile pe care eu le-am văzut în această campanie este, spuneți dumneavoastră, debarasarea gratuită. Da, este un concept ușor de tradus, să zic, nu există interpretări aici, credem noi. Generatorii de deșeuri, fie că este vorba de o firmă, fie că e vorba de un minister, fie că e vorba de un ONG, fie că e vorba de orice organizație, universitate sau școală, la un moment dat dorește să scape în mod corect și, de ce nu, gratuit, de echipamentele vechi. Acest lucru se poate face, sigur, fie apelând la o societate de colectare, care, sigur, pentru acest serviciu taxează kilometri, kilograme și așa mai departe, deci costă, în cazul respectiv firma sau instituția respectivă ă, costă o factură care trebuie plătită. În cazul nostru nu este vorba de vreo taxă, ci din potrivă este vorba de înscrierea în sistem, sistem care generează o comandă, care comandă se duce automat și la noi, la Ecotic și respectiv Recolab, și la un colector din zona de respectivă unde se află generatorul. Deci noi lucrăm cu 5 firme mari de colectare la nivel de țară și evident că cel mai apropiat colector va fi cel care în termen de două zile de la emiterea comenzii va merge și va prelua aceste deșeuri electrice și electronice, sigur, pe baza unui proces verbal. Ați spomenit de mai multe ori asociația Recolamp și știu că și Garda de Mediu este unul dintre promotorii acestei campanii. Recolamp este alături de dumneavoastră pentru prima dată? Nu, nu e primul proiect. Noi lucrăm deja la mai multe proiecte de vreun an și ceva încoace. Mi se pare o bună, să zicem, oportunitate de a menționa acest lucru pentru că există o complementaritate între cele două domenii. Mă refer la deșeuri clasice Electrice și electronice, și respectiv la deșeurile de echipamente de iluminat și becuri și așa mai departe. Deci sunt generatori de deșeuri care au și una și alta. Și atunci cu atât mai interesantă este oferta comună de a preda. Toate aceste deșeuri către noi și respectiv Recolamp. Aici sunt, să spunem, de precizat următoarele. Fiecare din cele două organizații are la dispoziție și pune la dispoziție infrastructură de colectare tipică, specifică. Altfel spus, nu se iau la uh, gramadă deșeurile și apoi se face o colectare sau o selectare a celor preluate. Deci fiecare din cele două organizații se îngrijește, s-a îngrijit și până acum și o va face în continuare, să pune la dispoziția generatorilor de deșeuri Infrastructura care se numește, sigur, pubelă, container și așa mai departe, specifică tipului de deșeu pe care îl administrează. Haideți să revenim puțin la transformator, la site-ul pe care dumneavoastră l-ați asociat acestei campanii. Când începe campania? Campania debutează în data de 27, nu? Putem spune că a debutat în data de 27 continua până înainte de Crăciun, când vom avea uh, o dată de de premii și apoi, sigur, evaluarea întregii campanii, tocmai pentru a vedea uh, și uh, plusurile pe care le anticipăm, uh, de ce nu, poate chiar unele minusuri ale campanii, pentru a evalua până la urmă succesul campanii, pentru a o replica în anul 2012 și, de, de ce nu, și în viitor. Uh, precizez că acest tip de campanie uh, nu este un concept pur uh, local, este un concept pe care l-am văzut și noi la colegii noștri din Cehia și din alte țări, unde funcționează de minune și care se dorește să fie, de o potrivă, o campanie de conștientizare asupra pericolelor care ne pândesc Păstrând tot felul de, să spunem, vechituri prin casă, și mă refer la vechiturile, la aparatele uzate, în primul rând, și, de ce nu, de colectare propriu-zisă spre binele mediului ambient și al economiei. În cei cinci ani de experiență, ați organizat extrem de multe campanii și ați avut rezultate pentru fiecare dintre ele. Care sunt așteptările pentru această campanie? Sigur că așteptările pornesc până la urmă de la un indicator pe care noi l-am înregistrat anul trecut. Deci, de la o cantitate de vreo 160 și ceva de tone, pe care anul trecut le-am înregistrat la finalul proiectului inițial din 2010. Anul acesta, sigur, ar fi de dorit ca. Uh, să atingem o cotă de, de 300, uh, depinde de tone, de, asigur, depinde de, în mare măsură de succesul uh, mediatic, putem spune, al campaniei, de popularizarea ei și acest uh, moment ne face să, să, sigur, să mulțumim partenerilor noștri media hot news fiind principalul nostru, dar mai sunt și alte medii online cu precădere care vor duce mesajul nostru către instituții, către companii, către organizații non-guvernamentale, școli, universități și alte organizații publice. Noi sperăm, deci, să avem succes cu mediatizarea, dar sigur și cu kilogramele sau în fine cu tonele pe care le anticipăm sau le estimăm, mai bine zis, spre sfârșitul anului. Va fi un test și pentru noi, dar credem că această sursă, mai puțin sursă de generare de deșeuri, la asta mă refer, mai puțin urmărită de către autorități, pe de-o parte, de către organizațiile colective, de către cei care, colectori, care se adresează în primul rând populații rezidențiale gospodăriilor, fie de la țară, fie sigur de la oraș. Deci spuneam de la început că această premieră pentru România este menită până la urmă să testeze și să spunem potențialul pe care îl reprezintă cu siguranță important acest sector public și privat. Vă mulțumesc și ne auzim la sfârșitul campaniei să tragem liniile finale ale transformatorului.